În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, slujba din seara aceasta este utrenia zilei de mâine, a zilei de Marea Miercuri, din săptămâna pătimirilor. Și în Sfânta și Marea Miercuri ne amintim de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir scump picioarele Mântuitorului, dar și de hotărârea lui Iuda de a-L vinde pe Domnul. Gesturile acestei femei au reprezentat răspunsul ei la atitudinea lui Hristos față de toți oamenii. Atitudine plină de dragoste, prietenie, apropiere și încurajare. Prin urmare, ea se gândea că Domnul îi va vindeca și ei viața, așa cum a vindecat-o pe altora. Și, într-adevăr, nu doar a gândit, ci s-a și pus pe treabă. Pe când Iisus ședea la masă în casa lui Simon leprosul, ea a turnat mir pe capul lui, un mir care valora la vremea aceea salariul unui om pe un an întreg, și a șters cu părul capului ei picioarele lui umezite de lacrimi. Părul capului, podoaba de preț a femeii, este folosit ca o cârpă. Așadar, nu pentru a se duce, ci pentru a șterge praful de pe picioare și lacrimile fierbinți și sărate. Nu pentru a atrage spre păcat și a se afirma pe sine, ci pentru a mărturisi păcatul și a sluji dragostei cele adevărate. Nu a rostit niciun cuvânt, dar limbajul trupului ei, gesturile ei arătau cine credea ea că este Iisus, adevăratul iubitor de oameni, cel care vindecă, iartă și încurajează oamenii să părăsească definitiv păcatul, îi ajută să se elibereze de lanțul păcatului, de apăsarea conștiinței și le dăruiește o nouă viață. Fără să rostească vreun cuvânt, ea transmite o mulțime de mesaje atât către Domnul, cât și către cei din jur, față de care ea se expune. Ucenicii, dar mai ales Iuda, nu au reușit să citească aceste mesaje și au certat-o. Hristos însă a înțeles-o, a primit-o și a luat apărarea ca să nu o descurajeze. Iar la sfârșit Domnul arată legătura dintre această ungere și îngroparea sa. Poate, Iuda se va răzgândi să-l vândă. Toate acestea, iubiți credincioși, s-au petrecut într-o zi de miercuri. Încă din secolul I avem dovezi istorice că miercurea era zi de post pentru creștini, precum și vinerea. Didahia, un document istoric din secolul I, îndeamnă la post în fiecare miercuri, când se face amintirea de vânzarea Domnului și de începutul pătimirilor sale cele trupești. Așadar, pentru creștini, fiecare zi de miercuri este o continuare a miercurii celei mari. Fiecare miercuri este o nouă vânzare a Domnului Hristos. Este o zi în care sufletul nostru duce o luptă a bunătății și luminii cu păcatul și întunericul, așa cum cântă și Biserica în Sfânta și Marea Miercuri. Pe de o parte, ceva din sufletul nostru care a păcătuit dorește să se pocăiască, iar ceva din suflet care știe că ar putea păcătui plănuiește o desconsiderare pe Domnul. Într-una din stihirile de la Stihoavna Utreniei citim o frază care ne spune multe. Cea deznădăjduită pentru viață și încredințată pentru întoarcere, purtând miresme, s-a apropiat de tine. Viața omului este păcătoasă. Iubim și trăim păcatul în fiecare clipă a vieții noastre, fie făcându-ne voia și sprijinindu-ne pe egoismul nostru, fie dedându-ne păcatelor și plăcerilor, fie respingând prezența lui Hristos din viața noastră. Și nu numai aceasta. De cele mai multe ori, iubiți credincioși, nu conștientizăm cât de mult ne iubește Hristos. De aceea disprețuim cu totul prezența Lui, ne lepădăm de ea și nu auzim mesajul Lui. În cazul femeii, o viață fără Dumnezeu se preface în lumină, cunoscând pe stăpânul, iar în cazul lui Iuda, o viață de binecuvântare și de minune se sfârșește în întuneric. Dar oare ce se va întâmpla până la sfârșit în viața noastră? Va birui dragostea Domnului disprețuirea Lui? Femeia păcătoasă era deznădăjduită de viața ei, însă era încredințată pentru calea către mântuire. Dragostea către Iisus îi arăta calea adevăratei libertăți, căci dragostea ne face smeriți, dragostea ne face să înțelegem că este nevoie de întristare pentru ceea ce ne desparte de Hristos și de pocăința care ne aduce lângă El. Dragostea ne ajută să înțelegem că nu putem să fim de sine stătători, ci că avem nevoie întotdeauna de Hristos. Dragostea este cea care ne face să îndrăznim, să iertăm ca să fim iertați, să izvorască din inima noastră lacrima compătimirii pentru toți, să cădem la picioarele Izbăvitorului, străduindu-ne să punem un început nou. Epoca noastră are ca punct de referință stăpânirea și puterea. Pentru unii, Cel care iubește nu înseamnă mai nimic. Chiar și ceea ce oamenii numesc dragoste este închistată în logica autosuficienței și a desfătării și devine egoism. Biserica ne propune dragostea care eliberează, dragostea crucii și a învierii, fiindcă Hristos este dragostea. Dar și toți câți l-au urmat, cu femeia cea păcătoasă drept pildă în această zi, au trăit dragostea și au gustat bucuria adevăratei eliberări. Nu-l eliberează pe om nici cunoștințele, nici plăcerile, nici puterea tehnologiei, nici cea a banului, nici afecțiunea trupului, nici iubirea de oameni, precum nici comunicarea socială, nu sunt puteri eliberatoare. Contribuie, dar nu rezolvă această nevoie profund, existențială a fiecăruia dintre noi. Numai comuniunea adevărată cu Hristos conduce la cunoașterea căii de eliberare. Este de ajuns o lacrimă, tăcerea pocăinței, iertarea, prinosul și jertfirea pentru aproapele și, în sfârșit, prezența lui Hristos în viața noastră. Ca să avem confirmarea că am pășit pe calea dragostei cele adevărate și eliberatoare, avem de verificat dacă în viața noastră lucrează pocăința și dacă am pregătit mir pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pe acestea să le oferim Mântuitorului nostru, Cel ce a pătimit pentru noi și ne mântuiește în veci de veci. Amin.